Eu am doar trei poeme scurte și vreau să vă mulțumesc că am ajuns din nou la Botoșani și la Ipotești. De fapt, eu atunci când am luat premiu, n-am ajuns la Botoșani, am ajuns doar la Ipotești și ceremonia a fost aici. Și să vă mulțumesc că e pe mine dumneavoastră pentru ce faceți melodia cu poezia, dincolo de lucrurile care apar așa și ne dezbină și ne separă unii de alții și cumva faptul că suntem mai puțin decât cei care au luat premiu vine și din chestia asta, oameni care simt nevoia să refuze întâlnirile pentru că sunt lucruri care vrem să ne reprezinte dincolo de ce scriem. În schimb, poezia face chestia asta de la sine. Când sunt premii care se acordă și trează nemulțumiri, tot premiul suferă. Durerea de limbă străină. Un corp românesc știe să nu aleagă. Îi se pare că atunci n-ar mai putea să-și scuze durerile comode. Pentru asta stai aici, întârzie cu tot corpul tău. Poți să fii un preloc sau un abțipil și într-o zi, toată muzica respirației o să dispară de la sine. Sau invers, cu mâinile pregătite să primească liniștea ca pe un sandwich. Am stat în autogară până mi-a venit să plâng. Aerul avea gustul frunzelor proaspete. Pregătisem tot. Oamenii erau la locul lor. Nu aveam decât să privesc hoardele ultra-rapide ale serii. Se gândeau ce bucată din mine să consume mai întâi. Nici nu credeau când m-am ridicat cu pași liniștiți să-mi văd de treaba mea, în limba mea maternă, ca pe un skateboard. Cuvinte. Câte lucruri care să merite altceva decât atenția, iar asta este chiar scuza cea mai bună pentru a păstra distanța, pentru a inventa exact spațiul de care este nevoie ca să nu mai fie vorba niciodată despre tine și despre lucrurile pe care le fac în continuare, ca o pauză în protestul continuu al lumii, în greva inerției, în gura lucrurilor, care nu înghit nimic, doar tac și-ar fi suficient, dar devin o rană care nu are margini decât în jurul tău și uneori rana asta începe să se topească în tine și îi spui dragoste. Și ultimul, cel mai scurt și cel mai vechi, pot să tac pentru că pot să spun orice. În ce fel de semne, gesturile tale, știu, atingerea caldă, răspunsul unei întrebări pe care nu are cine să o pună. Unde stai cu lucrurile de care nici măcar tu nu ești sigur? Vorbesc despre o îndoială hotărâtă, o știință rurală a tăcerii. Unde nu spui că este un fel de câmp în spatele casei. Și asta este, de jur împrejur, o liniște destul de largă, respiră cu propria ei gură. Mulțumesc!